Ceau, îmi place să mănânc aici. Am ajuns. Oh, bine, asta e mașina lui BMW. Ajuns și eu în București și astăzi o să bine, mă bine, cazez bine. La hotelul Marriott. Nu cred că a e venit ăsta. Cu BMW-ul la Marriott. Cred că e undeva un pic mai încolo. Practic, Marriott-ul e cel mai scump hotel de aici, din București. Cazarea costă în jur de 500 de lei. Eu am prins ceva reducere și am plătit vreo 430 de lei pe o noapte. Dar pe lângă trebuie să plătesc pentru micul dejun pe care o să-l bag. Și ăla costă undeva la 125 de lei. Deci numai micul dejun. Deci camera 430 plus 125. Și am ajuns aici și hai că ne cazăm atunci. Hui, Catedrala. Băi, vreau să-l văd. Îmi place să mănânc. Next level. Vreau să-l văd că merge și în alte locuri. Vreau să-l văd că îmi place să mănânc în Dubai, la Burj Al Arab. La 7 stele vreau să-l văd. Bun, hai că am pornit. Să testeze micul vreo dejun. Vreo 500 de metri mi apare pe Google Maps, cam de mers, dar nu știu exact unde e. Bă, chiar sunt curios de catedrala asta. Chiar sunt curios de catedrala asta, când o să fie gata. Eram prin București cu un taximetrist și l-am întrebat că el era bucureștean. Cam când o să fie gata și ci că mi-a zis taximetristul, acum nu o să știu dacă e adevărat sau nu, că nici el poate nu știe, dar mi-a zis că nici măcar n-au banii să o termine. Adică au făcut-o, dar n-au banii să o termine. Și îmi povestea că o să fie catedrala asta, o să aibă și hotel. Ci că e atât de mare, dar nu în catedrală, pe lângă sau nu știu, e incinta aia atât de uriașă și ci că vor fi atât de multe camere în catedrală. Mi se pare insane, e extrem de mare. Clădirea în sine. Știe taximetristul? Nu, poate știu că era bucureștean omul. Chiar sunt curios când o să fie gata. Cred că mai durează vreo 50 ani. Google Maps, chiar nu au bani. Mers, dar nu știu exact unde e. A, bun, fiți atenți. Și că ce Windows ai, Rafael? Windows XP, brodere. Aici ai hotelul. În curând, deci imposibil. Deci nu mi-am parcat. Ia, mă. Mașina aici că... Fiți atenți, 10 lei pe oră. N-a parcat BMW-ul aici. Am parcat acolo în spate. V-am arătat-o. Da, da, da. Bă, bine pe BMW, ce să mai... Dar dacă se cazează la hotel, nu-i de parcare? What? La 5 stele pe jos? Care pe jos, bro, că a lăsat mașina în spate? Ia uite mașina. A lăsat-o în spate, dar pe jos merge ca să mai dea un pic din șaormele alea pe care le-a mâncat. E om cu cunoștințe. Nu-ți de parcare. Mi-am parcat acolo în spate. Nu-i de parcare, mă, la cazare? O, naiba. O stea. Review o stea. Cu o trotinetă de asta voiam să-l văd că vine. Mai știi, Sami, când ne-am plimbat prin Paris cu de-astea? Hai că prin cadru. Cu trotinetă de-astea? Mă plimbam cu Sami prin Paris pe străzile aia și chiar era la mine acasă. Ia-o, să vedem. Oho, era o temperatură? Aici cred că e recepția. Ce s-a auzit, mă, ești ca sărit de pe Minecraft. Aici cred că e recepția. Ce s-a auzit? Bine, bine, pe alcool. Da, 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 ok, ok. Da, da. Îmi place cum vorbește așa calm, zici că e supărat. Aici a plătit aia 5.000 de lei cazarea. Să trecem peste. Bun, m-am cazat. No, dau mai tare dacă s-o de încet. Viața e faină. Mâine viața e faină, bă, la Marriott. Bine. Bine, bine, bine că e viața faină. Mă bucur pentru el. Trebuie să mă trezesc de dimineață mâine, pe la 9.10, că am după aia drum până la Oradea. Are drum cu elicopterul, vin să-l ia de pe Marriott. Cred că ajung numai seara. Bă, ăsta a pornit, sărci? I-a pornit. Bă, eu stau în lift. Bă, ce nebune, nu pornise. 37.9. Ia. În partea aia-laltă. Cum îl cheamă pe ăsta? O să vă dau link cu video după ce-l vedem. El este Ionuț Lenghel, a.k.a. îmi place să mănânc. Rafael, hai baga acolo un Among Us ca baieti. Da, 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 uite cum băgăm.
Și el degustă mâncarea și s-a dus la cel mai scump hotel din București, Marriott, ca să testeze mâncarea de aici. Adică este dedicat. Bă, dar unde e camera asta? Eu sper doar un singur lucru. I-am lăsat comentariu și mi-a dat inimioară la episodul anterior. Sper ca de data aceasta să-și ia halatul pe el. Ok? Că data trecută când a comandat mâncare, n-a mai luat halatul pe el și bun, nu mai are farmec. Hai să vedem. Fără halat. Este o cameră aici, nu știu ce asta. Ce-s două, băi? Am murățică, băi, sincer. Cel mai scump hotel din București și asta e ușa de la baie, ce-s what? Ce-s două, băi? Bine, poate a luat cameră mai ieftină asta, dar... Iară trebuie să bag cardul. Bă, mă termină cardurile astea. Trebuie băgate, scoase, iară băgate, iară scoase, iară... E belea. Ia. Bine, bine, bine. Deci aici ai o baie. A, deci numai WC-ul, ok. Prea mă impre... What the... Așa aveți și voi? Telefonul pe WC-ul? Alo, nu mai am hârtie, aduceți-mi și mie. E frumos la... Țac, țac, țacapaca. Huzjonule, mai dai un apel? Mami, uite să la Meria pe WC-ul, ce mai faci de astea? Ok. Ne. Da, felul de chestii. Mi-aduc aminte... Bine, asta cred că nu e ceva spectaculos. Când am fost la Disney și am stat în cazare pe undeva pe lângă pe acolo, mi-aduc aminte că aveau boxe unde dacă puneai... Nu știu dacă la Disney sau la Dubai a fost, în fine. Boxele, muzica de la televizor sau așa se auzea și la baie. Deci dacă te duceai la baie, continua sunetul. Făinuț? Făinuț? Hai că aia baia asta la altă e mai decentă. Îi hotel de 5 stele. Aici ai. Nu știu, ne comandăm ceva mai de seară, bineînțeles. Băgăm, se zice, nu comandăm. La Disney era? E restaurant. Da, da. Ce mi-au lăsat aici? Știe, Sami, bă. We care about the environment. Deci asta e la mână? Nu lua din bază. Dacă găsesc ceva meniu. Hai cu aplauzele în chat, mă. Asta voiam să vă tăticăță. Bine, ia uite-l ce intrare are. Da, să-mi iau lea. Da, tata, altceva când comanzi mâncarea și ești la halat. Centura albă, ce? Mamă, bine. Holy, sunt hyped acum. Da, tata, altfel intră mâncarea când ești la halat. Aventură. Unde am ăla? Că mai înainte l-am văzut. Ah, ce? Pur și simplu, intră altfel. Ia să dăm apelul la nebun. At your service, pe padul ăsta. Ia. Sună la vrăjitoare. Bună ziua, room service-ul aș dori. Ce anume dorești? Aș dori o pizza napoletană, vă rog. Atât? Da. Ceva de băut? Nu, e ok, mersi. Bine, și numai o singură persoană? Da, da. Cu cel mai mare drag! Ia uiți, ce frumos! O zi bună! Yeah! Vine mâncarea! Aha! Yeah! Bă, n-am mai adus-o pe măsuță să meargă așa să intre în dormitor? Bă, mă amuză prea tare, nu știu de ce, e prea tare, om! Ionuț, o dai cu el? Așa la halat frumos, respectă omul. N-ai ce să-i zici. I-a dat semnătură, era fan, cred. Da, era fan și i-a dat un autograf. Am înțeles. Îmi face poftă să mănânc? Ia uite-l. A fost doar de fațadă. Bun, bun, bun. Acum trecem la treaba aia grea. Hai, let's go. Zici că a intrat în ring să se ia la bătaie și a dat halatul jos. Hai să-ți spăchem. Ui, ce cald. Frig la jești. Bă, de fiață. Pare păstă medie. Hai să începem. Hai să vedem prima îmbucătură cum e. Călduță, pizza. Ai, 48 de lei. E mult 48 de lei pizza? Halat peste haine? Normal.
Ce vrei să dezbrace la Belengherul gol la tine pe video? E ca întremură mâna, cred că e foame. Hai, salunece. E și bună. Un picuț e peste media. Un picuț? E incredibil de bună sau ceva, dar... Hai că mai bag un cofeluie și gata. Gata? Mai de sar un picuț. Bun, atunci, ce să zic de pizza asta? E o pizza bună, un picuț peste medie, un picuț cam scumpă, adică șanse destul de mici să o mai comand vreodată și dacă ar fi, nu știu, 30 de lei, dar n-aș da banii pe ea, adică sunt feluri de pizza mai bune din punctul meu de vedere la prețul ăla, dar pe ansamblu poate fi încercat odată să vedeți cum e, deci nu cred că o să regretați sau chestii de genul. Și atunci hai că ne auzim mâine dimineață cu micul dejun. Bine. M-am trezit, e ora 9. Aute-l cu laptopul. MacBook frumos, 5000 de euro. Spre Oradea și am mult de mers și nu. Asta este, nu. Pare că am deprimat așa că pleacă. Hai să vedem ia. Să prindem lămpașul ăsta, nu văd nimic aici. Că abia s-a trezit. Bună ziua, aș dori micul dejun în cameră. Păi nu știu, micul dejun standard de la dumneavoastră. Da și voi un like, bă băieți, ce facem aici? Să supără domnul Lengel. Ok, hai că mă uit și revin, ok? N-au mic dejun standard? Nu știu, pe Booking scria că este la 124 sau 125 de lei. Hai că-l iau pe ăsta la 135 de lei. Mamă, vezi micul dejun, 2 milioane. Ar fi bine să fie pe ăsta medie. Tot cu micul dejun sunt. Aș dori ăsta, mic dejun de familie, 135 de lei de persoană, unul singur. La 5 minute. Mă încărăgește. Da, fierte. Ole, fierte. Mai moi. La 100... o băutură răcoritoare în loc de cafea. Cola. Cola. Cola, tată, să alunece ca lumea, nu așa. E ok, ok, și Pepsi. Oh. Da. Nu mai e cola. What? N-aveți cola? Da. Ostea? Ostea review. What? Despre ce vorbim? Mulțumesc. Ostea? Jalnic. Foarte încet, abia auzeam. O zic că 40 de minute, cred că. Se cumpere cola dacă n-are. Duceți-vă la magazin și luați cola. Adică ce naiba? La alimentar aici. E liniștea de dimineață. Am oarecum liniște aici. Mă, dar ce veche e clădirea așa. Zici că e un spital de la abandonat. Nu în față, am dormit ca lumea, n-am avut probleme, nu. Și hai să vă arăt hârtia igienică, care mi s-a părut interesantă. Hârtia igienică e interesantă? Bă băiatule, ia să vedem noi ce știe să facă hârtia asta igienică. Nu e interesantă. Are senzori în ea, ce are? Să șterge singură. Super ciudată, adică n-am avut așa ce. Ia. Să-ți de asta ca foița, gri așa, nu? Vedeți? Maxim două straturi, ieftină. Holy! Voi știți câte straturi aveți la hârtie igienică de acasă? De la voi din baie? N-ai ba știe câte straturi are. Două straturi. Nu prea e păstă medie hârtie igienică. Parcă văd un review de la Ostea. Ionuț Lengel, hârtia igienică doar două straturi, nu e pasta medie. Gen 50 de bani o rolă sau ceva, numai partea bună e că e mult, adică... E multă? Prea... Păi dacă e multă mai contează că are și un strat, că dai cu tot sulul. Dai până să ia, nu? Într-o zi. Da. E subțire și e multă, ca să zic așa. Da. Să poate să aibă dreptate. Ar trebui să sune la... Ar trebui să sune la recepție. Bine. Eu țin minte că am fost în Franța într-un hotel de ăsta așa mai de buget și m-am spălat pe cap și când se cau feonul, nu exista feonul.
trebuia să mi-l aducă de la recepție separat. Așa ceva eu n-am mai văzut la hotel. Bine, era mai de sărăcie așa, dar ca idee. Acel moment când îți aduce moșul cadourile. În fine. Ia uite. Bă. Eu azi mi-am luat cu două straturi. Pă bune, Aline. Am văzut, mersi de donație. Cu măsuța. Bine, trebuie la halat, mă, Ionuț. Ia uite, cârnață. Cum miroase? Pepsi, ceva ceai. Ia uite-l. Regește așa. Să începem dimineața corect. Ok. Ouțele la locul lor. Mai moi? Mai moi ouțele. Da, mamă. Ce avem oare? Rip WC. O să folosească hârtia aia cu două straturi după micul ăsta dejun. Salata de fructișoare. Bun. Fructișoare? Ce n-ai băi asta? Hai să începem cu ouțele astea. Cum e asta? Meniu de familie. What? Păi a luat pentru o persoană, deci probabil era aceeași chestie de mai multe ori. Da. Abar n-am. Poate cantitate mai mare. Ce-a pus tata aici? Colivă? Oh, naiba. Bagă și colivă dimineața. Deci ce mai asta analizăm noi aici? Avem așa. Pâine. Niște parmezan. Ăsta arată ca niște fân. Nu știu ce naiba e. Cârnați, bacon, ouă. O colivă. Niște tartă. Și un ceai ceva. Da, nu știu ce să mai zic. Hai să vedem dacă alunecă. Bun, atunci hai să gustăm în fiecare. Nu știu cum îl desfac pe ăsta. Hai să vedem ce modalități ingenioase găsește. Data trecută la hotel a desfăcut sticla cu mânerul de la un dulap. Am crezut nebă că se rupe dulapul acum i-a dat. Ia. Iar facem nebunie din asta. Cum ar fi să rupă masa? Știu că era un video pe YouTube cu extrem de multe modalități cum să deschizi capace de astea. Voi vedeți ce poziție a luat, zici că face Scandinberg. E clară treaba când a pus antebrațul. Ia uite-l. A schimbat poziția cu totul. S-a pus bazinul, s-a poziționat. Ia uite-l, a luat poziția. Eu cred că ar trebui să aibă într-un dulap sau ceva, știi? Într-un sertar ar trebui să aibă să deschidă. Bă, nu mai pot de râs, mă, bă, nu mai pot de râs. Cred că special nu le-a cerut de ăla ca să desfacă. Ia. Bă, ați făcut-o, mă, n-am văzut. Trebuie să ne arate și nouă. Ce a făcut? A dat că e de perete. A, uite-le, iată. Am desfăcut. Băi, Ionuț, mă, ia cu tine un desfăcător de ăla. Data viitoare. A, uite-le. Hai să ne... Dai azi skin-ul punct 3 puncti. Nu, bă, Mișule, ai luat live-ul de ieri, am dat 4 skin-uri. Făcem și un pic de chips, că n-am mai... Sau doar alte live-ul. Ce iuți așa un pic. Ceai și cola, combinație, Pepsi. Un picuț, uite ajuns. Un iem și un picuț, da. Nu prea știu cum intră ceai cu Pepsi, dar mă rog. Honey. Dă-i cu honey ăla. Hai, să fie acolo. Liniște că mănâncă regele. Hai, dată de chin. O puteți spune pe tata că n-are nimic, nu-i dulce ca zahărul, știți? Mai punem un pic de din ăsta. Combinația perfectă. Hai să vedem. Să vedem cât îți da.
fierte așa mai la 5 minute poate. O să pun poza cu factura la final de clip să vedeți cam cât am dat pe tăiat, că nici eu nu știu sincer. 7 milioane? City tax, accommodation, room service, breakfast, soft drinks. Deci 7 e cu tot cu cazare, nu? Cred că asta e... E mult, băieți, o zi? 7 milioane? Încercam cât ar costa atât ce am mâncat aici. Uitați ușor. Mhm. Ce vrei, mă, dacă vrei să trăiești ca regele? Vrei la 2 milioane? Pituțele, vei încărnașoare așa. Bunișor. Ionuț trebuie să fie tratat cum trebuie, nu așa. Baconul? Nu, îmi place. Îi place? Au gustete. Baconul e bun, cărnăciorii sunt buni, cartofii ăștia. Ia uite, aluneca. Fripci sau nu știu ce. Mhm. Băgăm și parmigianul ăsta. Îi place, după bă. După cum vedeți. Ia, ia. E făcut așa mai moale. O, cum îi place lui. Hai să trecem și la salata asta de fructulițe. Ni. Ce fruct este. Arată ca voma. E? Yeah. Bunuțe, nu știu exact ce e, că n-am mai mâncat. Gust interesant. Ouțe de cal. Cam bugat ionuț? Normal. N-ai văzut BMW-ul care a venit? Da, bun. Vedem portocala. Genul de portocal zi de alea 10 într-o plasă din aia la 5 lei. Nu știu cu ce se ocupă el în timpul liber. Știți cu ce se ocupă? Că nu știu dacă e full time pe YouTube. O fi ceva, nu știu, proxenet ceva. Hai să trecem la waffle-urile astea. Smochina? Tot ce mă impresionează, n-are un gust anume. Are parcă gust de cafea mai mult. Și... Ai vărsat Pepsi-ul pe tine? Minunea asta cu cereale. Programator? Alește cartofi. A, iaurt. Web design. Destul de bun. Dealer de cox? What? Aici mai avem ceva unt. Miere, se poate, bă. Cred că e drug dealer. S-au prins băieții. Și gem de... Poate de-aia a venit, bă, la București, Ionuț. Poate asta cu cazarea e doar un pretext, dar cine știe ce a livrat el? Da. Strawberry, căpșuni. Se poate, bă, să aveți dreptate. Ăsta e un plot twist. Relativ bun, mi-a plăcut în special partea asta. Cârnăciori mi-a plăcut, baconul, ou. Da, micul dejun e destul de bun. E, n-ai mâncat tot, mă, șefule, șefane, n-ai mâncat și tot. Și scump, adică sigur nu l-aș mai comanda vreodată. Probabil mi-aș lua de la 30, 40, 50 de lei dacă aș vrea să mănânc ceva neapărat dimineața. No, cam atât o fă pe ziua de astăzi. Eu mai mânc un picus pe aici și apoi mă... Cred că e drug de aler. Mă duc înspre Oradea. Ce-am mâncat astăzi? Se duce spre Oradea. Poți zice că o alunecat, deci... Uuu, alunecat! Aplauze, tată! Da, deci el este îmi place să mănânc. Acum o să încheie videoclipul și probabil a plecat cu elicopterul de pe Marriott, știi ce zic?